Îngăduiți-mi să fac câteva anunțuri introductive. Primul este faptul că salutăm inițiativa domnului Marcel Boroș, editor a Fundației Martirii Brâncoveni și a Fundației de la Bacău, care împreună și-au concentrat eforturile pentru reeditarea primului volum din seria, care va fi integral restituită publicului, din opera lui Nichifor Crainic, un fapt de cultură de însemnătate de netăgăduit. Al doilea anunț pe care aș dori să-l fac este că printre noi se află un domn care este ilustrația via faptului că există viață după pușcărie. E vorba de domnul Buciuneanu, aici de față, care mâine împlinește 90 de ani și care a reușit să scape întreg după 12 ani și jumătate de pușcărie în cele mai crunte temnițele gulagului din România. Nouă și Salcea. Printre care și Salcea, din care am avut plăcerea să gust și eu. Al treilea anunț este faptul că avem personal, am plăcerea să i-am alături, pe domnul Cușa, fost deținut politic, pe domnul Mirel Stănescu, fost deținut politic și cu voia dumneavoastră ultimul pe listă, eu, Alexandru Mihalcea, tot și din aceeași tatumă. Și Nini Teodor. Printre noi se află mulți, domnul Nini Teodor și nu numai dumnealui, sunt mulți deținuți politici și este bine că este așa. Ce nu e bine este faptul că nu avem celelalte scaunele goale, populate cu elevi și cu studenți. Asta nu e. Îngăduiți-mi să stau jos și vă rog să considerați că reuniunea noastră are o tentă colocvială, fără un plan prestabilit, celebrăm un act de cultură, un act de cultură deosebit de important, începerea reeditării operei lui Nichifor Crainic de către factorii de cultură și tehnici pe care i-am amintit, special pe domnul Marcel Boroș. Domnilor, o să vă prezint în câteva cuvinte și nu o să abuzez de răbdarea domnilor voastre. Activitatea lui Ion Dobre, al cărui pseudonim a fost Nichifor Crainic. În viața popoarelor există așa numitele serii compacte sau generații compacte. Românii au avut cel puțin 3 asemenea generații în conjuncție directă cu destinele neamului nostru. Eu spun 3, sunt mai multe, dar 3 sunt fundamentale pentru înțelegerea devenirii neamului românesc. Avem școala ardeleană, care este descoperitoarea originii noastre într-o luptă în care se punea la îndoială nu numai etnicitatea, dar și dreptul nostru de stăpânire asupra unei importante părți din ceea ce este astăzi România. Este o generație compactă, o generație cu corifei, dar constituită din oameni de mare suprafață culturală și de o mare seriozitate intelectuală. De altfel, celelalte 2 generații au aceleași caracteristici. A doua generație, cu note particulare desigur, este generația pașoptiștilor, care au avut o contribuție esențială la construirea statului modern.
A treia generație, cea mai izbită, cea mai crunt lovită, este generația interbelică, o generație aproape egală ca valoare, oricum egală ca putere de emulație, ai cărei membri, spre deosebire de membrii generațiilor anterioare, au fost pur și simplu vânați, în diferite grade, anihilați, în foarte multe cazuri fizic. Este o generație de un tragism extraordinar, tragism care poate fi comparat în plan universal doar cu ceea ce s-a întâmplat în Rusia pe cale de bolșevizare și în China. Cu o înverșunare s-au năpustit forțele răului asupra acestei generații interbelice, constituită într-un moment de maximă expansiune a culturii române, cu o îndârjire și cu o ură, ura este temelia acestei acțiuni, încât mulți dintre acei oameni au sfârșit în închisori sau după închisoare și încă repede. Printre cei care au sfârșit într-un anumit fel, nu fizic, a fost și Nichifor Crainic, care i-au trebuit ani de zile să se refacă moral. Iată. Uitați, am aici un, presupunând că nu vă plictisesc, am aici un extract dintr-un manual alternativ actual de limbă și literatură română pentru clasa a 12-a. Am fost ușor dezamăgit văzând că Esca, Andreea Esca, nu există în el. Vedeți, literatura aservită ideologiei comuniste. Este o lecție introductivă, foarte interesantă. În cuprinsul căreia se amintesc scriitorii care dispar la începutul perioadei comuniste din manuale, librării, biblioteci, cu cărțile cărora se constituie autodafeuri, cărți care sunt aruncate la gunoi, în cel mai bun caz, de obicei arse. Printre ei, iau la întâmplare. Sunt Bălcescu, Bacalbașa, Basarabescu, Blaga, Ion Bar. Pe urmă, Victor Eftimiu, Mircea Eliade, Mihai Eminescu pentru partea politică, Nicolae Filimon, Radu Gir, Ion Ghica, Octavian Goga, Ce Sandoal, Constantin Sandoal, Mihail Sebastian, Damian Stănoi, Vladimir Străinu, Alexandru Vlahuță, Vasile Voiculescu, la un moment dat și Vianu și alții, Paul Zaripopol, Ginele Lugherea. Înșiruirea asta de nume pentru noi înseamnă un anumit lucru, pentru că trezește în memoria noastră anumite reverberații. Pentru copiii care sunt acum în liceu, nu trezește nimic, pentru că ei n-au învățat despre scriitorii ăștia. De ani de zile, poate chiar de zeci de ani, nu se mai studiază unul dintre autorii fundamentali ai pașoptismului, Ion Ghica, celebru pentru memorialistica lui. Nu se mai studiază nu știu câți dintre acești, Vladimir Străinu, unul dintre corifei critici românești, Sebastian, vorbesc de cei mai importanți, dar sunt cine, în care manuale mai există astăzi prezentată opera fundamentală pentru devenirea literaturii române a lui Dimitrie Cantemir. Este un exemplu de ceea ce însemna pentru Maiorescu formă fără fond. Și treaba asta se întâmplă de ani și ani de zile, de când, mai exact, de când a fost izbită cultura românească prin reforma din 1948, iar acum, de când în locul programe analitice s-a introdus curicula. De când am început să ne mai muțelim și să ne stricăm limba cu fel de fel de tâmpenii, care nu spune nimic și pe care nici măcar miniștrii învățământul, culturii, educației, cum nu le cunosc încă. Să revenim la
Vă plictisesc cu treburile astea? Nu. Să revenim la Nichifor Crainic. Nichifor Crainic s-a născut, după unii, la 24 decembrie 1889, după alți biografi, la 22 decembrie 1889. Ar fi, simbolic vorbind, cu exact un veac înainte de căderea comunismului. Simbolic vorbind. Nașterea lui dă o lovitură mitului îndelung exploatat de proletcultism, anume că din sânul claselor inferioare nu au ieșit valori. Pătaică s-o chema Ion Dobre, pe maică sa Stana lui Ion al lui Dobre, din comuna Bulbucata, comună Vlășceană, nu departe de comuna de unde sunt eu, din Dadilov, și nu departe de o comună, tot de lângă noi, de acolo, la 9 km de noi, Călugăreni, unde s-a născut cel mai important cercetător și cunoscător al literaturii române vechi, Nicolae Cartojan, care era băiat de țăran cu 5 pogoane. Ea bun? Nu, da de unde. Vasile Bârvan, fiul de țăran. E un mit care a fost îndelung exploatat. S-a îndreptat către teologie. A făcut seminarul teologic, apoi facultatea de teologie, a devenit profesor universitar, a instituit catedra de mistică și asceză, care a fost ulterior desfințată de patriarhie, și în egală măsură, în afară de activitatea didactică, s-a îndreptat către activitatea publicistică și către poezie. A colaborat la foarte multe reviste, dar opera lui de suflet este editarea între 1922, revista a fost înființată în 1921 la Brașov, editarea între 1922 și 1944, îngrijirea revistei Gândirea, al cărei prim redactor și întemeietor a fost Cezar Petrescu. O revistă care a polarizat nume foarte mari, inclusiv nume de stânga, în jurul nucleului redacțional, și care a sfârșit în 1944. Discuțiile în jurul gândirismului sunt multe, n-are sens să intrăm în ele. Unii au încercat să lipească eticheta de trăirism la gândiriști, trăirismul necând ușor către teoriile lui Nae Ionescu și către, pe cale de consecință, cum spuneau istoriografii comuniști, către fascism, este o tâmpenie, pentru că în perspectiva acelor ani, fascism ca atare în România nu prea a existat. Și domnul Cușa și foștii deținuți politici din sală o știu mai bine decât mine, care eram foarte mic atunci. Iată numele pe care a știut să le atragă și care i-au fost alături lui Nichifor Crainic, pseudonim al lui Ion Dobre. În paginile revistei Gândirea, Blaga, Arghezi, Vina, Vladimir Străinu, Păstorel Teodoreanu, Tudor Vianu, Mihai Ralea, Zaharia Stancu, Ionel Teodoreanu, fratele lui Alo Teodoreanu, Păstorel, Perpesicius. Doctrina acestei reviste este doctrina pe care o regăsim în Nostalgia Paradisului, în această carte esențială și care va fi, sper, reeditată tot de către editorii primului volum, și anume Puncte Cardinale în Haos. Doctrina este constituită în jurul unor idei, între care prima este un tradiționalism, dar care nu mai este tradiționalismul unor oameni ca Slavi sau Constantin Sandu Aldea, un semănătorism ancorat într-o Românie, într-un românism atemporal,
paseist. Este vorba de un tradiționalist care încearcă să pună în valoare filonul etnic și etic al românismului, dar sub umbrela, sub cupola, sub egida ortodoxiei. Acest gândirism este inseparabil de ortodoxie, nu există un hiatus sau o luptă de adversitate a ortodoxilor din jurul gândirii față de catolicism, ci pur și simplu o afirmare în sine a ortodoxiei, care este inseparabilă în concepția lor de constituția intimă a neamului românesc. O altă idee a lui Crainic și a gândiriștilor, ortodoxia este inseparabilă de definiția românismului, de specificul național, care este deosebit de literatura clișeelor naționaliste, edulcorate și edulcorante, referitoare la un trecut idilic și idilizat. Cultura română are caracter religios și această religiozitate este esențială nu numai ca factor de formare etnogenetică, dar și ca factor de diferențiere față de alogenii din jurul frontierilor noastre, cu deschidere către sud-estul european, sub egida însă a factorului care la un moment dat a unificat din punct de vedere religios această lume a sud-estului european, și anume Bizanțul. Ce înseamnă acest tradiționalism în sensul gândiriștilor? Citesc din Nichifor Crainic. Neavând sensul de paseism romantic, tradiționalismul nostru are sens dinamic, de actualitate, fiindcă are un înțeles de permanență. Acest curent, ale cărui producții există în amintirea celor mai în vârstă din această sală, a avut o expresie grafică în cărțile editate în jur de 1932-33, ilustrate de un pictor Demian, dacă vă spune ceva numele, și care au apărut în majoritate în editura cugetarea lui Georgescu de la Fras. Era firesc, era normal ca în centrul acestei ortodoxii să stea figura lui Iisus. Iisus care va fi alături de arestații, de condamnații din această generație, inclusiv în celulă, așa cum va scrie și cum va spune mai târziu Radu Gir. Iisus pe care îl evocă într-o poezie din 1931, Țara de peste veac, poezie intitulată Iisus prin grâu, treceai și sângerau în tine prigoana cruntelor sinedrii, iar noi vă așteptam vă așteptau gigantici cu crengi ocrotitoare cedri, iar eu părea că merg în ceata de ucenici și ucenice și sfărâm și eu pentru cină cu palmele amândouă spice. Aici este așa numitul a plecare către religie. O simbioză între Dumnezeu, dumnezeirea manifestată prin Mântuitor, și omul,
care se adapă la reverberația mistică a acestei Dumnezei. O trăire prin și întru Hristos. Este ceea ce a declanșat valul de ură după 1945 împotriva acelor oameni care au constituit creva culturii românești interbelice. Și, într-adevăr, încă din 1945, și iată-le cronologic, în 1945, între 14 și 22 mai, este judecat lotul generalului Macici, așa numiți criminali de război. Evident că nu era criminal de război. Avea o lentire pe ochi. Da, sigur că da. Comandantul divizia nouă. Da, comandantul divizia nouă, vânător de nouă. La 22 mai, în ziua în care se sfârșește procesul lotului Macici, la 22 mai începe lotul ziariștilor, care sunt Panfil Șeicaru, Pan Vizirescu, Alexandru Hodoș, Romulu Seișanu, Radu Gir, Nichifor Crainic. Pentru ca Nichifor Crainic să fi fost integrat într-un lot judecat în 1945, imediat după așa numiții criminali de război, trebuie să fi concentrat, să fi atras către el o ură inextinghibilă a comuniștilor. Suntem în 45, sub ocupație sovietică, regimul comunist încă nu se instituise, presiunea rușilor a fost enormă, slăbiciunea părții occidentale, cât a fost, vai de capul ei, din Comisia Aliată de Control, atitudinea de lașitate și de non-combat a occidentalilor s-a făcut văzută imediat și românii n-au înțeles nimic atunci. A trebuit să vină Budapesta ca să înțelegem cât de cât în 56, că ea nu o să vină niciodată și dintr-un anumit punct de vedere mai bine să nu fie. În același timp, încă de atunci, încă din 1945, se alcătuiesc liste, dacă nu cumva agenții NKVD-ului le vor fi alcătuit dinainte, cu scriitorii care trebuie, scriitorii, istoricii, tehnicienii, inginerii care trebuie, români care trebuie eliminați din viața publică și din biblioteci. Și ca să vedeți în ce măsură evoluează, cu ce viteză evoluează dezastrul și în ce măsură se dezlănțuie distrugerea, vă voi reaminti că începând din 1946, cenzura lovește, în virtutea Convenției de Armistițiu, o măgărie fără pereche, lovește în cultura românească. La 1 iulie 1946 apare o broșură de 156 de pagini cu circa 2000 de titluri de lucrări interzise. Înțelegând prin lucrări, inclusiv publicații din perioada interbelică. La nici 2 ani, un an și 10 luni, pe 1 mai 1948, apare un cărțoi de 500 de pagini cu circa 8000 de titluri interzise. Pentru ca în 1947, la 1 decembrie, să apară încă un început de listă care va fi terminat de-abia în 48 în mai cu 6.000 de titluri. În total sunt aproximativ 10.000, circa 10.000 de titluri din cultura românească, înțelegând prin ele și traducerile, cărți dintre care unele s-au reeditat începând din 1962-63, când s-a pus cât firav încă problema eradicării rămășițelor sovietismului în cultura noastră. Dar timid. Alții nu au fost, nu s-a putut nici până în ziua de astăzi, din diferite motive. De aceea se cuvine să salutăm și să felicităm oamenii care au făcut posibilă reeditarea
acestei prime cărți, Nostalgia Paradisului, din Nichifor Crainic. Am să închei. Eu am lucrat pe o ediție veche, cea din refacerea celei din 42. Ca să vedeți democratismul și toleranța și echilibrul ideilor lui Nichifor Crainic. S-a zis împotriva lui Oswald Spengler că excesul de tehnică va duce la eliberarea omului și la răgazul pentru cultură. Experiența imediată ne arată o prăvălire pe povârnișul distrugerii, întrucât binefacerile tehnicii sunt mult inferioare dezechilibrului general pe care îl provoacă și monstruosul cortegiu de rele pe care îl conține. Este un avertisment pe care îl vedem astăzi, în era internetului, materializat în dezinteresul față de cultură, față de lectură, față de carte, în superficialitatea cu care se patinează pe coaja subțire a lucrurilor, pentru că nimic din ceea ce face școala de astăzi, cu rarisime excepții, nu mai înseamnă pătrundere în miezul fenomenelor și nu mai înseamnă punerea la contribuția creierului, cum s-a făcut în liceul interbelic și chiar cu profesorii vechi din perioada interbelică, încă după câțiva ani după monstruoasa și așa zisa reformă a învățământului. Uitați-vă încă un din puncte cardinale în haos. Încă un exemplu de democratism al acestor idei ale lui Klein. Altă gândire premonitorie. Spectacolul Europei actuale e spectacolul unei drame. Drama individualismului capitalist democratic și a colectivismului comunist. Dar atât individualismul cât și comunismul sunt cele două capete ale aceluiași monstru. Scris în 1934. În fond, e drama materialismului care, prin acest accident fără egal în istoria omenirii, își vede plătite erorile, exagerările și excesele. Va birui individualismul? Va birui comunismul? Iată întrebarea pe care și-o pun toți spectatorii dramei, angajați cu toate fibrele ființei lor în desfășurarea conflictului. Și închei 186. Sunt foarte multe expresiile unei gândiri premonitorii. Extraordinar de multe în cărțile lui Crainic. Fiind vorba despre raportarea la figura centrală a creștinismului, la Iisus Hristos, a două seminții, a două popoare care sunt în raporturi antagonice. Românul Crainic fiind observator imparțial, într-un mijloc al conflictului. Răul din lume, indiferent de formele pe care le îmbracă, își are cauza în libertatea cu care a fost înzestrată ființa creaturală. Libertate pe care ea a întrebuințat-o trufaș. Dacă evreii Talmudului stau la o parte de celelalte neamuri, aceasta nu se întâmplă fiindcă ar fi popor ales, între ghilimele expresia, ci fiindcă liberi pe voința lor, s-au organizat în negație rasială a lui Iisus Hristos. În aceeași libertate le e dată posibilitatea de a se converti, existând deci o soluție, adaug eu.
Dar această situație a evreilor pune logica rasiștilor germani, pune logica rasiștilor germani într-o încurcătură uluitoare. Antisemiți dogmatici, ei resping creștinismul ca pe un mit iudaic. În același timp, evreii îl resping fiindcă nu e un mit iudaic. Foarte subtilă distinție. De fapt, rasiștii care voiesc să fabrice o religiune a germanismului anticreștină se găsesc exact pe aceeași poziție cu evrei. Logica noastră omenească, atunci când nu se fundează în adevărul revelat, devine haos și nebunie. Sigur că dintr-o materie imensă n-am putut să selecționez decât câteva lucruri într-un timp care ne este totuși limitat. Înainte de a-l ruga pe domnul Mirel Stănescu să ne citească niște poezii de Crainic, vreau să-l rog pe domnul Cușa, care l-a cunoscut personal, acest mare scriitor român și creștin, să evoce împrejurările în care l-a cunoscut. Poftim, domnule Hagea. Evrei, sunt și evrei ortodoși. Știu asta, Tudor Vianu, profesor, nu era evrei ortodoși. I-am întrebat la Cluj, cum poate în aceeași sinagogă fac slujba. Au program separat. Vreau să vorbesc, să vorbesc mai în detalii, dar am primit un telefon și întotdeauna sunt sub presiune. Încât mă voi rezuma la momentul cum l-am cunoscut pe Nichipor Crainic ca deținut politic. Îl cunoscuse și în perioada de studenție, când eram student la București, la Facultate de Filozofie, și îl audiam câteodată la cursurile sale. Dar închisorile noastre mari, unele durate de împărați și împărătese străine, dar cosmetizate de români pentru românii autentici, se pare că le-am umblat pe toate și am găsit acolo câteva puncte nevralgice. Din 48 staturi, comuniștii stat au împărțit închisorile pe 5 criterii. Ca să nu ne cunoaștem între noi, ci să ne poată dirija, să la poată acționa asupra fiecare categorie în parte. Așa au împărțit închisorile prin placa turnantă a securității și a penitenciarilor, închisoarea numită Jilava, pe unde treceau majoritatea toți deținuții politici și de acolo se răspândeau în cele 5 închisori care începeau așa. Elevii, la mai de față, Zaif, Târșor, studenții, Pitești, țăranii, muncitorii, Gherla, intelectualii, Aiud și foștii de militari, Sighetul Marmației. Mi-a fost dat să trec prin numai 4 și cele mai crâncene și prin niște fenomene cumplite, dar am trecut pentru că fiecare închisoare în parte avea câte un punct nevralgic. Pitești avea camera 4 spital, camera de tortură. Gherla avea camera 99, camera morții, camera nebunilor. Aiudul avea zarca. Acolo, la zarcă, am poposit și eu 7 zile doar. Pentru că m-am prins transmițând la morse unui coleg, unui vecin de-al nostru, care își nota pe talba bocancilor, făcute ca un fel de tablă de scris, ca în epoca de piatră, numai că acum aveam să pun la uciuc pe talpa bocancilor și ce scrie acolo. M-a prins și în loc să mă ducă la carcere, unde am mai fost la carcere, probabil pentru că nu mai aveau loc, m-a trimis undeva într-o clădire pe care eu nu o cunoșteam. Clădirea aceea se numea Zarc. Știam de existența zărcii, știam de foarte mult timp de această clădire
sinistră, deosebit decât celularul și celelalte 5 camere în afară, dar era soră cu pavilionul 2 și 3 de la Gherla, unde am stat și acolo în celule de tebeciști. Eram și bolnav. Deci m-a prins transmițând la morse. Aveam un serial intitulat Nucleu Hegelian și dincolo copia transmitea, adică scria pe talpă și după aceea învăța fiecare. M-a prins temnicierul și m-a dus la ofițerul poliției, mi-a spus, ia la vorbă cu Marx, cu Engels și așa. Nu-l duci la, așa am înțeles, nu-l duci acolo, îl duci dincolo. Deci nu știam unde mă duc. Presiune mare. Să mă ascult, da. O să mă asculte. Deci m-a luat de guler și m-a trimis la Zarca. Mi-am dat seama că intru la Zarca. Și pentru că vreau să fiu cât mai corect, nu știam ce însemna Zarca, dar mi-a deschis ușa, era semi-întuneric. Camera era în semi-obscuritate, încât nu prea vedeam cam cine sunt, cum eram și poate și obsedat și eram și timorat, să spun. Am intrat în celulă, m-am împins în celulă, am dat bună seara, și cred că era seara, de obicei izolările se făceau noaptea. Am dat bună seara, m-am prezentat, așa se făcea pe timpul, mă numesc așa, sunt condamnat la 21 de ani de muncă sinică și n-am terminat vorba și îmi dă răspunsul. Fii binevenit în această blestemată catacombă. Tinere sau vârstnic ce ești, de unde vii și cum te lunești, ce gândești, ce gândul te animă române, dacă ești român? M-a întrebat șeful celulei, singur locatar așezat la marginea patului cu capul rezemat de perete. Vin din Constanța, via Jilava. Fac detenție, am trecut pe la Pitești. Când am spus de Pitești, m-au pe stai. Înseamnă că nu ești un bun. Știa ce s-a întâmplat la Pitești, în reeducare de la Pitești, probabil i-au fi fost și lui teamă ce s-a întâmplat la Pitești. Și am spus nu. Am trecut copul, am trecut șocurile respective, că au fost foarte multe șocuri, dar aici m-am regăsit libertatea, aici în detenție. Oamenii care sunt în afară sunt în pușcăria mare. Noi aici în detenție avem posibilitatea să gândim altfel mai lejer, putem să exprimăm orice idee. Mă numesc și i-am spus bine, Cușa și Gheorghe, am spus. Tinere, se vede după nume că aparții undeva din pindul trage, dacă nu mă înșel. Da, de acolo. Să știi că și eu sunt un fel de corcitură. N-am înțeles la ce s-a referit la această corcitură, dar mi-a rămas acest cuvânt, corcitură. Și mă numesc Ion Dobre. După alții, îmi spun Nichifor Crainic. Am încremenit. Era rezemat cu capul de perete și stătea, era anchilozat. Aveam să aflu mai târziu. În ce an era atunci? 1961. Atunci începuse deja pregătire pentru reeducarea a doua a lui Gheorghe Crăciun de la Iud. Se terminase cu noi la Pitești, s-a terminat și cu procesele respective, ne-au și împușcat pe 22 dintre noi, că eram vinovați, cu s-a întâmplat și la Canal de altfel, și când mi-a spus că sunt Nichifor Crainic, îl cunoșteam Crainic, acela din perioada facultății, dar nu era Crainic.
din puncte cardinale în haos pe care le citisem când eram elev de liceu, pe clasa 6 sau 7 de liceu. Era pentru noi și m-a spus, câți ani ai? 21 de ani de condamnare. Ești de ăla de-a lui Țuțea, plecasem chiar de la Țuțea, să treci cu Țuțea 75 de zile. Zic, da, atunci e bine. Fii atent, aici avem o situație aparte. Vii din celular, mi-ai spus. Aici e zarca, o zarcă blestemată. Aici sunt zarcă și știam noi că în zarcă erau toți cei care erau încă pe baricade. Toți cei care, dar printre cei, printre unii dintre ei, erau trimiși și de cei care au surse sau colaboratori, nu știu ce zic, sursele, informatori. Trebuia să testeze din când în când care este atmosfera și la zarcă, ce se uneltește. Să închid asta. Nichifor Crainic, Radu Gir, ca și alții, ne-au completat 9 caloriile noastre de hrană cu poeziile lor. Ce mi-a rămas și mi-a rămas două acum, pentru că timp mă presează, două poeziile care mi-au fost dragi din totdeauna, pentru că Radu Gir ne l-a coborât pe Iisus în celulă, iar Nichifor Crainic s-a întrebat și până astăzi și noi ne mai întrebăm unde sunt cei care nu mai sunt. Și am să vă citesc această poezie pentru că întotdeauna mi-a dat lac și știu de ce. Pentru că am murit prea mult de 22 de ani de zile sau 23 de ani de zile, am întrebat unde sunt cei din trenul morții, cei 58, din care 38 de dobrogeni, dispăruți undeva, cine știe unde, despre care celălalt poet al catacombelor noastre, Nicolae Caratalave, să scrie balada dubelor fantome. Dar Nichifor Crainic s-a întrebat unde sunt cei care nu mai sunt. Și el n-a întrebat pe altcineva decât s-a legat de păsările cerului, să le întrebe. Și să-mi dați voie. Unde sunt cei care nu mai sunt? Întrebat am vântul zburătorul, biliviul pe care aleargă zbornorul către albastre margini de pământ. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zis vântul, aripile lor mădoboare nevăzute în zbor. Întrebat am luminata ciocârlie, candela ce leagă în întărie unde lemnul cântecului sfânt. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zis la ciocălia, s-au ascuns în lumina celui necăzut. Întrebat-am bufnița cu ochiul sferic, o alba care vede în întuneric tainele necuprinse de cuvânt. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zis la bufnița, când va cădea, marele întuneric vei vedea. Astăzi n-a căzut încă întunericul și deci nu mai putem să vedem nici astăzi. Vă mulțumesc! Încărcătura metafizică a acestei poezii coborârea în ființă a versului Crainic sunt extraordinare. Aș dori să, suntem aproape de încheiere, să vă, pentru cei care nu știu și mulți nu știu, bine că nu știu, ce s-a întâmplat în Chisori, putem să vă spunem că poeziile astea au fost salvate de tineri după ce au fost scrise în deopște pe talpa bocancului, cum a spus domnul Cușa, pe săpun,
rarisim, pe bucățele de hârtie de sac, rarisim, rarisim, cei tineri învățându-le pe din afară și perpetuându-le în memorie până când au putut să iasă, să le noteze undeva, foarte multe s-au pierdut, enorm de multe s-au pierdut. S-au scris nu sute, mii, mii și mii de poezii în Căștoare. Dacă s-ar edita, ar fi o bibliotecă în sine din poezia, uneori chiar din proza de pușcărie. A doua chestiune, în legătură directă cu Crainic. Știți foarte bine că s-a făcut mare caz în presa vorbită, scrisă, presa de imagine, în legătură cu capitularea, sau așa zisa capitulare, a unor intelectuali de marcă, care au făcut la un moment dat, fie în închisoare, fie afară, pactul cu Dan. Nume celebre. Nichifor Crainic nu face parte dintre ei. Nichifor Crainic face parte din altă categorie de oameni care au suferit crunt în închisoare din cauza slăbiciunilor omenești care îl pot păli pe oricare dintre noi, din cauza foamei. Foamea obsedantă, nu există nimeni, în afară de bucătar poate, care să nu fi fost înfometat în închisoare. Nu e nevoie să vă spun ce înseamnă foamea cronică, foamea de ani și ani de zile. Au fost și este ciudat. Toată lumea îl bălăcărește postum, poate nemeritat, pe Alecu, pe Alexandru Paleologu, pentru că, sau pe Ștefan Augustin Doinaș, pentru că au semnat un pact cu securitatea care nu se știe cât a fost sau n-a fost de respectat. Dar nimeni nu vrea să vadă cine este ăla și cum l-a forțat să facă acest pact. În momentul în care unui om de talia lui Noica i se înmoaie oasele la Pitești de către un derbede, un gunoi numit Vasile Dumitrescu, în paranteză fie spus, am o legătură intimă cu filozoful român, cu Noica. Ne-a bătut și pe marele om de cultură și pe mine, studentul de acum 50 de ani, același nenorocit, același gunoi, Vasile Dumitrescu. Ce vreți? O mai intimă legătură între Noica și Alexandru? Bine, asta ca să-l, e urât să mânzesc, că preț. Foamea cronică l-a făcut, l-a adus pe noi, pe Crainic la un moment dat, în situația de a primi un, vă spun treaba asta, fiindcă este cunoscută, este publică și s-a scris. Eu înțeleg această situație. Vă spun dumneavoastră, vă atrag atenția asupra ei, pentru ca să nu fiți în cazul în care dați peste acest amănunt biografic, cine știe pe unde. Foamea a fost atât de cruntă încât este unul dintre personajele aproape palpabile ale liricii de pușcărie. Îl rog pe domnul Mirel Stănescu să citească poezia Foamea a lui Crainic. Mai întâi, aș vrea să spun că pentru noi, cei care am trecut prin temnițele comuniste, poezia a însemnat nu numai un mod de a ne umple timpul, ci și un mod de a evada din infernul în care ne aflam. Bineînțeles, credința în Dumnezeu a fost cel mai mare sprijin care ne-a ajutat să rezistăm. Poezia se transmitea prin morse, așa cum a spus și domnul Cușa, și circula de la o închisoare la alta prin cei care au transferat dintr-o parte în alta. Erau memorate și gândite tot așa prin biugura mea. Exista nicio posibilitatea de a scrie pe talpa de la pantofi cu BTT sau cu varul de pe pereți. Era un risc foarte mare, un risc asumat care putea să însemne izolare cel care era prins. Am să vă citesc și poezia Foamea. De voi fi fost cândva ciorchine, asumit o știină stoarsă în tească. În flămânzenia din mine, turnați o zeamă șerenască.
În pipă-i hoitul cum se stinge, un boș de știri l-ar încălzi. În fir de arbă de aș atinge, fulgerător aș înverzi. Lăsați-mi mâna de fantomă, din pom se ia măcar un măr. Mâncând, m-aș umple de aromă și aș mai trăi într-adevăr. În țara turmelor, în țara turmelor și a pâinii, visez o cină de ciuperci. Lăsați-mă să acin cu câinii la raiul unui troc de terci. În bezna nopților adâncă, prăpăstii oarbe se deschid, când ultimul lingău mănâncă, eu zac pe lingură și blid. O milostive, tu care, din doi ciorpini și cinci colaci, făcuși un munte de mâncare, se satul gloata de săraci. Repetă bunule minunea și o scotează mii de guri, iar mie ascultăm rugăciunea, dăm coșul cu firmituri. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați avut bunăvoința să veniți la această reuniune găzduită cu atâta amabilitate de Fundația Martirii Brâncoveni. Vă mulțumesc pentru că ați venit să asistați la un eveniment de prim plan în restituirea valorilor autentice ale poporului român și nădăjduie să ne revedem cât de curând cu un prilej asemănător. Vă mulțumesc! Dacă îmi permite să spun și eu ceva, vă rog. Sunt convins că are legătură cu ce ați prezentat dumneavoastră în seara. Poate ați aflat, poate ați aflat, acum vreo două săptămâni, la Muzeul Țăranului Român, Fundația, cu sprijinul ambasadei SUA, au încercat să difuzeze, să vizioneze un film cu homosexuali și lesbiene la Muzeul Țăranului Român. Datorită unor creștini ortodoxi de acolo, nu s-a putut viziona acel film, însă, acum, oameni din muzeu sunt cercetați pentru că au fost împotriva vizionării acestui film și s-ar părea că duminica următoare, cu sprijinul directorului Muzeului Țăranului Român, se va încerca din nou să se difuzeze acest film. Este posibil? Cum să nu fie posibil? Eu consider că este legat de ce s-a discutat seara asta, pentru că dacă ar fi trăit Nichifor Crainic, nu ar fi permis așa ceva. Dar n-ar fi fost iertați, mă rog, permis așa ceva în epoca în care trăia Nichifor Crainic. Da. O epocă întreagă. De ce vă spun? Nu știu. Poate dumneavoastră sau dintre dumneavoastră poate puteți face ceva pentru a se împiedica în cazul în care duminică se va încerca din nou difuzarea acestui film, poate veți încerca să împiedicați difuzarea acestui film. Noi de aici nu facem, dar sunt la București, sunt la București. Asta a fost ideea mea. Asta am vrut să spun și eu. Cred că undeva mai de aproape se vor găsi niște oameni. Sunt deja. Nu v-ați întrebat ce rost are organismul care se numește, nu știu cum naiba, împotriva intoleranței sau împotriva discriminării? Da. S-a legalizat. Hoții nu sunt discriminați. Da, corect. Păi, sechele comuniste, altfel. Nu sunt sechele comunice. Generarea ființii umane. Unde le